apei într-o regiune respectivă într-un bazin hidrografic, în special când ne referim la activități industriale și agricole din zona respectivă. Din păcate, în bazinul hidrografic Jiu, și putem să spunem că nu numai, putem generaliza la nivel de țară, dar noi în mod special vorbim de bazinul hidrografic Jiu, o parte din marii consumatori ai apei au deja probleme în ceea ce privește păstrarea locurilor de muncă pentru angajații lor. Noi, cei care lucrăm la domeniul gospodării apei, simțim foarte bine această corelație între consumul de apă și locurile de muncă. Aici am exemplificat societăți precum Compania Națională a Huilei, care în momentul de față are mari probleme din punct de vedere economic, Complexul Energetic Oltenia și deja care putem să spunem că e o problemă de domeniul trecutului este Romac, Prod, Mehedinți, Drobeta, Turnul Severin, care deja și-a închis porțile și care era un mare consumator de apă și-a închis porțile, deja este în conservare. Nici Administrația Națională a Apelor Române nu a fost ocolită de probleme. Și instituția noastră a parcurs etape mai dificile în timp, dar se poate spune că păstrarea locului de muncă și respectarea condițiilor decente de lucru pentru angajații săi a constituit în permanență o prioritate pentru managementul instituției. Există și domenii importante, cum ar fi agricultura, acvacultura, în care se înregistrează ușoare creșteri în ceea ce privește consumul de apă brută, respectiv o creștere a numărului locurilor de muncă. Fapt datorat cofinanțării proiectelor pentru aceste activități prin fonduri europene. Pe lângă evenimentul tematic reprezentat de Ziua Mondială a Apei, ședința de astăzi marchează și o activitate foarte importantă pe care o să o vedem în continuare. Pentru gospodăriile apei respectiv, avizarea planului de management a riscului la inundații în bazinul hidrografic Jiu. Cu toții știm că la aproape la fiecare ședință de comitet de bazin am avut câte un plan, câte un proiect care a trebuit avizat. Am avizat planul de management, am avizat proiecte precum Watmanul, precum Desuatul și alte proiecte importante pe care noi le-am dezvoltat, le-am realizat în bazinul hidrografic Jiu. Proiecte finanțate în mare parte din fonduri externe. Acest document, deci planul de management a riscului la inundații, este rezultatul activității unui grup de specialiști cu experiență în domeniul apărării împotriva inundațiilor și prezintă un important instrument pentru managementul apei la nivel bazinar, alături de planul de management, care deja a fost avizat, care au scop protecția calității apei și planurile de amenajare a bazinului hidrografice, care de asemenea au fost realizate și avizate. În încheiere, eu mulțumesc încă o dată pentru participare și vă reamintesc că în această perioadă se desfășoară în toate județele Alba Jiu o serie de activități educative în unități școlare, preuniversitare, activități prevăzute în cadrul unor protocoale cu aceste școli și care vor avea loc la sfârșitul lunii martie. În continuare, permiteți să-i dau cuvântul domnului Gigi Drago, delegat din partea doamnei ministru, pentru a prezenta cuvântul